Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre asemănarea triunghiurilor. Înainte de a trece la noțiunile teoretice, aș dori să vă prezint câteva noțiuni de istorie, istorie matematică, și anume aș dori să vă vorbesc despre Tales din Milet, cel care a pus, de fapt, bazele asemănării triunghiurilor și lui îi datorăm faimoasa teoremă care îi poartă și numele, teorema lui Tales, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Tales din Milet a fost un foarte mare filozof grec, presocratic, el trăind undeva prin jurul anilor 500, după cum vedeți, 624-546 aproximativ, înainte de Hristos. Toate realizările pe care le-a avut Tales nu le cunoaștem datorită scrierilor lui. Și anume, alți filozofi și alți oameni de știință ai Antichității au relatat în scrierile lor faptele mărețe pe care le-a făcut Tales. Printre aceștia se numără și Herodot. Tales a fost și este considerat părintele științelor. El a avut realizări în foarte multe domenii, dar în domeniul matematicii, pentru că asta ne interesează pe noi cu precădere, Tales putem spune că a fost cel care a adus în Grecia geometria. El era fascinat de vizitele în Egipt la piramide. Și astfel, dorind cu toată ființa lui să măsoare înălțimea piramidelor, a ajuns să descopere ceea ce astăzi numim teorema lui Tales. El a demonstrat multe alte lucruri, și anume, a demonstrat că un cerc poate fi împărțit în două părți egale cu ajutorul diametrului. A demonstrat că unghiurile de la baza unui triunghi sau cerc sunt congruente. A demonstrat că unghiurile opuse la vârf sunt congruente. A demonstrat de asemenea că un triunghi este determinat, adică putem să-l construim, dacă și numai dacă sunt date o latură și unghiurile adiacente acesteia. Pentru că astfel, construind latura de dimensiune dată, unghiurile de măsuri date, prelungim cele două semidrepte care formează laturile unghiurilor și unde se întâlnesc va fi vârful triunghiului. A demonstrat de asemenea că unghiul înscris într-un semicerc este un unghi drept. Și, nu ultima dintre demonstrațiile lui, este faptul că o paralelă la una din laturile unui triunghi formează cu celelalte două laturi segmente proporționale, adică ceea ce astăzi cunoaștem sub denumirea de teorema lui Tales. Astfel am enunțat teorema lui Tales, pe care am rostit-o și anterior, și pe care am ilustrat-o grafic în desenul alăturat, dat fiind triunghiul ABC. Și MN, o paralelă la dreapta BC, putem spune că raportul format de segmentele determinate de MN pe AB și AC sunt congruente. Deci, AM supra MB egal cu AM pe NC. Aceasta este teorema lui Tales. Bineînțeles că teorema lui Tales poate fi extinsă și în cazul în care paralela la latura BC intersectează cele două laturi pe prelungirile lor. Cele două cazuri ilustrate în figurile prezentate reprezintă exact acest lucru. Paralela DE dusă la BC intersectează laturile AB și AC pe prelungirile lor. Astfel, vom putea enunța teorema și vom putea spune că AB supra BD egal cu AC pe CE. Sau putem enunța celelalte rapoarte derivate din acestea, și anume AD pe DB este egal cu AE pe EC, A
AD pe AB este egal cu AE pe AC. Sau DB pe AB egal cu EC pe AC. În funcție de ceea ce avem nevoie în problemă, putem folosi unul dintre aceste rapoarte. Și cazul 2, cazul în care DE este paralel cu BC și intersectează prelungirile laturilor AB și AC în exterior. După cum am ilustrat în figura 2, vom obține rapoartele următoare. AD pe DB egal cu AE pe EC. Sau AD pe AB este egal cu EA pe AC. Sau DB supra AB este egal cu EC supra AC. După cum observați, teorema lui Thales ne furnizează o serie de rapoarte egale, rapoarte din care putem, în funcție de ce cunoaștem în problemă, să determinăm dimensiunile segmentelor determinate de paralele aduse la una din laturile unui triunghi. Teorema lui Thales are o aplicație imediată și anume teorema bisectoarei. Teorema bisectoarei spune că dacă AA', după cum vedeți în desenul alăturat, este bisectoarea unghiului BAC, atunci raportul BA' supra A' C va fi egal cu raportul AB pe AC. Aceasta este o aplicație a teoremei lui Thales. Această teoremă găsindu-și demonstrația chiar în teorema lui Thales. O altă aplicație la teorema lui Thales este teorema paralelelor neechidistante, care spune că două secante care intersectează mai multe paralele neechidistante determină pe acestea segmente proporționale și aceasta este nimic altceva decât o consecință imediată a teoremei lui Thales. Pe baza teoremei lui Thales s-a dezvoltat apoi teoria asemănării triunghiurilor. Spunem că două triunghiuri sunt asemenea dacă ele au unghiurile corespondente congruente și laturile corespondente proporționale. Astfel, putem enunța faptul că triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul MNP dacă unghiul A este congruent cu unghiul M, unghiul B congruent cu unghiul N, unghiul C congruent cu unghiul P. Și am spus laturile corespunzătoare proporționale. Ce înseamnă laturi corespunzătoare? Latura opusă unghiului C, adică AB, va fi supra latura opusă unghiului P, adică MN. Da? Deci unghiul C cu unghiul P. Și vom avea AB pe MN. Apoi, latura opusă unghiului B, adică AC, cu corespondenta ei, adică latura opusă unghiului N, MP, și va fi egală cu latura BC supra latura NP, ele fiind laturile corespondente unghiurilor A și N, care erau congruente. Aceasta este definiția asemănării. Teorema fundamentală a asemănării spune că o paralelă dusă la una din laturile unui triunghi determină pe celelalte două laturi un triunghi asemenea cu triunghiul dat. Adică, dacă MN este paralelă cu BC, rezultă că triunghiul AMN este asemenea cu triunghiul ABC. De ce este asemenea? Păi foarte simplu. Pentru că ne încadrăm în definiția dată anterior. Avem unghiul A comun. Deci triunghiurile AMN și ABC au unghiul A comun. De asemenea, MN fiind paralel cu BC și având secanta AB, obținem că unghiul M este congruent cu unghiul B ca și unghiuri corespondente. De asemenea, MN paralel cu BC și secanta AC, obținem că unghiul ANM va fi congruent cu unghiul ACB, de asemenea ca și unghiuri corespondente. Astfel, cele trei unghiuri din cele două triunghiuri sunt congruente, două câte două,
Vom obține, deci, că triunghiurile sunt asemenea. Raportul de asemănare va fi AN supra AB egal cu AN pe AC egal cu MN pe BC. Pentru a demonstra că două triunghiuri sunt asemenea, trebuie să arătăm că este îndeplinit unul dintre cele trei criterii de asemănare. Deci, două triunghiuri sunt asemenea dacă avem cazul unghi-unghi, adică două perechi de unghiuri corespondente congruente. Evident că și a treia pereche de unghiuri va fi congruentă, pentru că suma unghiurilor unui triunghi este 180 de grade. Deci dacă unghiul A este congruent cu unghiul A prim, unghiul B este congruent cu unghiul B prim, evident și unghiul C va fi congruent cu unghiul C prim, deci triunghiul ABC va fi asemenea cu triunghiul A prim, B prim, C prim. Un alt criteriu de asemănare este criteriul latură-unghi-latură. Vedeți că ca și notație coincid cu cazurile de congruență, însă să nu le încurcăm. La congruență avem laturi și unghiuri congruente, aici nu avem perechi de unghiuri congruente și laturi proporționale. Deci cazul latură-unghi-latură reprezintă cazul în care cele două triunghiuri au perechi de laturi corespondente proporționale și unghiurile dintre ele congruente. De exemplu, pe desenul alăturat, unghiul A este congruent cu unghiul A prim și AB supra A prim B prim egal cu AC supra A prim C prim. Astfel, conform cazului de asemănare latură-unghi-latură, rezultă că triunghiurile ABC și A prim B prim C prim sunt asemenea. Al treilea caz de asemănare este cazul latură-latură-latură și anume cazul în care perechile de laturi sunt proporționale, adică AB pe A prim B prim egal cu AC pe A prim C prim egal cu BC pe B prim C prim. Deci, rezultă că cele două triunghiuri sunt asemenea. Acestea sunt cazurile de asemănare, instrumente prin care reușim să demonstrăm că două triunghiuri sunt asemenea, reușim să aplicăm proporționalitatea laturilor și să aplicăm teoremele lui Thales, teorema fundamentală a asemănării, respectiv teorema bisectoarei. Acestea fiind spuse, închei prezentarea mea legată de asemănarea triunghiurilor. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem cu drag la lecția următoare. La revedere!